Duminica a cincea după Paște a fost prima zi în care credincioșii s-au putut îndrepta din nou către biserici pentru a asculta cuvântul Sfintei Scripturi. Biserica Sfântul Gheorghe din curtea mănăstirii Sfântul Ioan a rămas pustie, iar toți credincioșii veniți la biserică au ascultat Sfânta Liturghie în liniște, afară, păstrând distanța fizică impusă de necesitatea situației de alertă. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba în curtea mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, înconjurat de un grup de preoți și diaconi din lăcașul monahal. Ce-ai fi vrut tu, Doamne, să-mi spui? Ce-ai vorbit tu, Doamne, în perioada aceasta? Am ascultat, am înțeles, plecată-mi eu mintea, plecată-mi eu inima, să-mi spui tu, Doamne, ce vrei de la mine acum? M-am cunoscut eu mai bine acum, în perioada aceasta de schimbare, de macaz? Că vă dau un exemplu. Unii dintre noi, unii dintre dumneavoastră care n-ați venit la biserică, a stânjit după Sfânta Slujbă. Vă spun că sunt alții cărora gândul le-a zis, păi se poate și așa. Stăm acasă, se transmite live, putem să bem și o cafea. Acum, multe ar fi trebuit să iasă la iveală. Multe din noi ar fi trebuit să iasă la iveală. Multe din noi despre noi și despre relațiile dintre noi. Când stai mult timp cu aceiași oameni, nu totdeauna știi să te gestionezi. Și Dumnezeu scoate la iveală cine ești, nu cine vrei să pari că ești. Preasfințitul Damaschin a făcut un apel la introspecție către credincioși, cărora le-a spus că această perioadă pe care o traversează întreaga lume are un rost, iar toți trebuie să îl descoperim pe cel care ne este dat să-l conștientizăm. Nimic din lumea asta nu este fără un rost. Nimic din ce se întâmplă în viața mea nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe, fără ca Dumnezeu să rânduiască, sau fără ca Dumnezeu să îngăduie și fără ca Dumnezeu să vrea să înțeleg ceva din ceea ce mi se întâmplă mie. N-aș vrea să greșesc și nu vreau să mă duc prea departe, dar îndrăznesc. Oare ce-o fi vrut Domnul să ne zică? Și încă ce vrea să ne zică mai departe cu toată durerea aceasta care se întâmplă în lumea întreagă? O, departe de mine că aș avea eu toate răspunsurile. Dar hai să ne întrebăm împreună și să găsim câteva rosturi împreună. Întâi două, trei lucruri în general și apoi fiecare să se gândească la sine. 0,00125 centimetri are SARS-CoV-2. Atât. Și-a răsturnat o lume întreagă. Aveam câteodată pretenția că putem să trimitem noi ploaie când vrem noi. Aveam pretenția că putem să schimbăm noi lumea, mai mari lumii, atunci când vroiau ei. Toți am fost îngenunchiați. Și cei mari, și cei mici, și cei puternici, și cei slabi, și cei sănătoși, și cei mai puțin sănătoși, toți ne-am dovedit neputincioși în fața, ce, că nici nu pot să arăt cu degetul, trebuie lupă. Oare gândiți-vă, greșesc dacă zic că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta ca noi să ne vedem totuși locușorul? Să nu ne credem noi, oamenii, stăpânii, prea puternici, să nu ne considerăm zei? Am mai învățat, poate, sau ar fi trebuit să învățăm în perioada aceasta, că ne putem mulțumi și cu puțin, că viața poate să fie plină chiar câteodată și de lucruri mai mici. Apele din Veneția
N-au fost niciodată mai curate ca în perioada asta. Și ați văzut, florile au înflorit, copacii au înverzit, aerul în București nu mai era măsurat în limite roșii, ci era în limite obișnuite. Dumnezeu a vrut să ne mai zică, nu trăiți numai voi în lumea asta, mai trăiesc și alții. Aveți grijă și de pământul acesta. Aveți grijă și de hrana asta. Că s-a întâmplat, citeam anii trecuți, când din iubire de sine și din iubire de bani, producătorii, unii dintre ei, din păcate, fără de Dumnezeu, preferau să verse laptele pentru că era prea mult și pentru că era prea mult, prețul era prea mic. Și preferau să arunce în mare sau în ocean portocalele pentru că erau prea multe și dacă sunt prea multe, prețul e mic, decât să le păstreze, să le dea gratis, să le trimită în India, să le trimită în China, să le trimită în Africa, unde un copil se bucură dacă mănâncă o bucățică mică, dar aminte o portocală întreagă. Și apoi fiecare să ne gândim la noi înșine și aici nu îndrăznesc să merg mai departe. În finalul cuvântului său de învățătură, preasfințitul Damaschin a transmis un mesaj de încredere, în ciuda greutăților cu care ne confruntăm. Știți versurile din Arghezi? Din bube, mucegaiuri și noroi, iscatam frumuseți și lucruri noi. Asta face Dumnezeu, că de asta e Dumnezeu. Din rău scoate bine, din necaz scoate bucurie, din lacrimă pe ochi ridică zâmbet, din bolnav pe ultimul stadiu al bolii face oameni sănătoși. Din nimic face mult, din puțin face belșug. Acesta e Dumnezeul nostru, eu pe altul nu știu să vi-l propovăduiesc. Într-o acesta credem, acestuia ne încredințăm viața noastră, zilele noastre, sănătatea și boala noastră, binele și răul sau ce înțelegem noi că este rău, toate le încredințăm, toate le dăm Lui, pentru că așa zicem la Sfintele Slujbe, pe noi înșine, cu toate ale noastre, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, cu toate ale ei, cu toate înțelese și neînțelese, Lui Hristos Dumnezeu să-i o dăm, Ție, Doamne, ți le dăm pe toate, primește-le, miluiește-ne, binecuvintează-ne, întărește-ne și ne ajută în toate zilele vieții noastre. Amin. Hristos a înviat!